Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Avem 3 bucătari pe canapea? E doar unul singur. Ah. Sunt 3 teologi și un singur bucătar. Noi consumăm, îl produci. Numele meu este Răileanu Georgian Bogdan, am 19 ani, vin de la Buzău, dar acum stau în București, fiind student la Facultatea de Teologie Iustinian Patriarhul din București. De la teologie la șef la cuțite? Da, da, da. Cum s-a întâmplat această intersecție a drumurilor tale? În primul rând pentru că m-am mutat singur. Așa. Și a trebuit să fac de mâncare. Cu toate că știu și să comand mâncare, acolo sunt chiar master, deci acolo simplu. Pot să iau 10 cuțite, nu 3. Dar m-am nu perfecționat, pentru că este perfecțiune, dar cât să număr de foame și cât să-i încânt și pe colegii mei câteodată. Astăzi o să gătesc paste cu fructe de mare. E un preparat de post pe care îl consumă inclusiv călugării de pe Sfântul Munte Athos. Nu pot să spun că am luat rețeta de la ei, rețeta au știut la șef Bontea. Și o rețetă foarte simplă, la îndemâna tuturor, care n-are voie să nu iasă cum trebuie. Eu, ca și până acum, voi lăsa totul în grija lui Dumnezeu. Adică eu îmi doresc, bineînțeles, să mă fac preot, doar că dacă el va considera că trebuie să fiu altceva, să fiu altceva. Pentru mine teologia a devenit, nu cred că e o pasiune, cred că teologia e o parte din mine. Bogdan nu e egal cu alt domeniu în afară de teologie. Asta seamănă ca un patriarh din ăla de preot, așa că pentru spovedanii, chestii de genul și așa, mă. Șef, să vă dea Dumnezeu sănătate multă, putere de a mânca ceva cât eu, da? Și pentru orice nefolosință mă chemați. Hai, poftă mare! Creveți! Am zis creveți? Băi, farfuria asta a mai fost toată la noi. Bratul, da. Da, dar n-are calamari. Ce bine! Mai are ceva pe aici. A, asta ce e? Nu știu ce e asta. Băi, fii atent, e cineva care e foarte atent la detalii. Adică? Pentru că a luat, e prima farfurie cu creveți care, în care avem codița luată de la... Da. Poate i-a primit așa, Florin. Nu cred. Nu e adevărat, i-am curățat. Mă, ce paste sunt astea? Paste cu creveți, cu midii, un pic iuți. Puțin. Hai să votăm. Păi hai să votăm. Bună seara, șef. Salut! Bună seara, bună seara. Cine ești tu? Numele meu este Bogdan, am 19 ani și sunt student la teologie. Și a treia oară când fac această rețetă și este a dumneavoastră. A mea? Da. Wow, de unde? De pe YouTube. Ah, ok, da. Ok. Părințele. Viitor. Viitor, viitor. Merge și părințele și viitor părințele. Da, vrei să fii? Șef, na, ce vrea Dumnezeu. Dar cum ai ajuns tu la teologie? Teologia pentru mine e o dragoste și totodată a trebuit să îndeplinesc ultima dorință a mamei mele, care a decedat în 2017 și nu regret absolut nimic. Astăzi sunt foarte fericit. Ea și-a dorit ca tu să devii preot sau să faci teologie? Și-a dorit să devin preot, da. E o durere pe care dacă astăzi aș încerca să o exprim în cuvinte, probabil n-aș mai reuși, pentru că eram foarte debusolat și nu exista o oră în care să nu plâng sau să nu... Eram foarte deranjat de oricine, nu suportam, sau cuvântul mamă, nu suportam absolut nimic. După ceea ce s-a întâmplat cu mama mea, mă subestimam foarte, foarte, foarte mult. Mă consideram diferit față de ceilalți. La ce te referi? Eram foarte retras. A, retras. Eram foarte retras, foarte timid, foarte... mă emoționam foarte ușor. Extraordinar, ce evoluție! Foarte! Ce contrast! Clasa nouă până... Și într-un timp atât de scurt! Dar au trecut ani, am trecut peste, în inima mea... Cum ai reușit să treci peste? E teologia. Am înțeles foarte bine acest lucru și sunt mulțumit că astăzi pot spune cu zâmbetul pe buze că mama e lângă mine non-stop și că o simt non-stop. E o bucurie sufletească pe care mulți nu o înțeleg și mă întreabă cum ai reușit. Păi,
la Dumnezeu totul e de next level, spun eu. Acolo reușești, orice ai încercat să faci, acolo ți iese, pentru că fiind sub protecția lui Dumnezeu, nu are ce să nu ți iasă bine. Și ce fel de preot crezi că vei deveni? Cu siguranță unul nevrednic, pentru că... Nevrednic? Da, eu nu pot să fiu un om foarte serios. Adică eu am mai susținut câteva predici pe la biserici și... Și auzi, la toți preoții ție ți se par că sunt așa, sobri, sunt... Nu, am cunoscut și preoți care erau mai pe vibe-ul meu, așa, mai glumesc, mai... Doar că eu la predici tot timpul tind să o dau în glume, să râd, să... Și nu știu cât mai prinde asta acum. Bine, am observat că la public... Că... Scuze, toată lumea are nevoie de un pic de bucurie și un pic de zâmbet. Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce abație ți-ai dorit să faci parte? Păi eu în spate am văzut așa ce jurizare s-a făcut, într-adevăr, eu am curățat creveții, dar totuși m-ați criticat și da, vreau în echipa dumneavoastră. A, ce drăguț, mulțumesc. Eu v-am ascultat în spate. N-ai fost atent de la scuici. Serios? Ia uite. Asta e de la... Nu, ăla-i busuior. Asta? Da. E de la bisericesc, mă, de-aia e așa. Să știți că l-am gândit. E de la bisericesc care e cu spală. Dar poți să te apropii să vezi că nu e busuioc. De la bubotează, mă. Șef, e busuioc. Ia uite-te tu mai atent dacă e busuioc. Șef, nu e busuioc. Ai busuioc. Dumnezeu e sus și vezi. Doamne, e busuioc, Doamne. Nu prea e busuioc. Dar putea să fie și busuioc. Putea să fie, da. N-a fost, asta e. N-a fost. Nu-i nimic. Ei, da. Ce? Într-adevăr nu-i nimic. Păi tocmai că nu-i nimic. Păi ce cu tona aia de paste acolo și scoicile aia, de ce n-ai fost atent la ele? Dacă aveau cochilie, sincer, am te iertam. Am luat scoicile din punct și le-am pus direct în tigaie pentru că nu mai aveam timp. Păcat. Pastele sunt de post. Da. Ok. S-a simțit lipsa untului în sos pentru că nu are cremozitate. Am gustat din sos și sosul mi-a plăcut. Și mie. Chiar am mâncat și pot să spun să rămână frumoasă, părințele. Să trăiți. Foarte multe paste și mă trebuia sos. Înțeleg. Și nu ești atent la detalii. Și este adevărat și despre voia Domnului, dar acum și aici este despre voia mea. Exact. Fără supărare. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Exact. Ia uite, v-a dat. Deci... Felicitări. Vă mulțumesc mult. Bă, dar tu ești pe grabă rău de tot. Ești pe grabă, sunt foarte emoționat și... Deci nu mă așteptam. Să știi că sunt gustoase. Nu că mă bucur, abia aștept să ajung acasă, să-mi iau microfonul, să urlu în tot blocul, că sunt singurul din tot cartierul care a luat cuțitul ăsta. Domnul a dat. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.